Suntem în decada transformării digitale, așa spune Uniunea Europeană. La noi, guvernul aprobă strategia pentru inteligența artificială în România pe două cărări. 1. Centrarea asupra omului pe principiul în care drepturile cetățeanului sunt respectate în utilizarea noilor tehnologii. 2. Declasificarea riscului conținutului critic pentru informare publică și impact societal. Ce înseamnă noul cadru? Toate tehnologiile emergente vor fi ancorate în finanțările naționale și europene din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, spune ministrul digitalizării. Se aplică și în administrația publică. Perol e un proiect de procesare automată a datelor. 18 ministere și agenții guvernamentale vor putea procesa automat seturi enorme de date printr-o finanțare de 20 de milioane de euro. În pregătire e și o strategie de implementare a tehnologiei Quantum pentru România, în colaborare cu universitățile Politehnica din București și Babeș-Bolyai din Cluj, care pregătesc un cadru de cercetare în tehnologii cuantice și aplicare în viața reală. Surpriză, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are singurul centru de cercetare construit de la zero în ultimii 24 de ani. Centrul de cercetare în inteligență artificială. Momentan, planurile sunt în avizare pe la ministere, spune Bogdan Gruia Ivan, ministrul cercetării, inovării și digitalizării. Acele entități, fie că vorbim despre companii, fie că vorbim despre entități publice din România sau organizații de cercetare, atunci când aplică pentru o finanțare europeană sau guvernamentală, să fie ancorate în acest cadru strategic prin care atât inteligența artificială, cât și mai nou o nouă tehnologie pe care o să o prezint în partea a doua a discuției, vor putea să fie finanțate direct și cu prioritate. Suntem pregătiți să deschidem schema de ajutor de stat pentru cercetare și inovare, prin care 7500 de companii vor beneficia de sume de până la 600 de milioane de euro, asta este bugetul total, pentru activități de cercetare și inovare și de transfer tehnologic dinspre centrele de cercetare înspre ecosistemul economic. Avem pregătite două proiecte extrem de importante, și anume un proiect de 10 milioane de euro la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin care peste 30.000 de funcționari vor dobândi competențe digitale, și doi, pentru că nu lăsăm nici mediul privat în urmă, am semnat contractul în urmă cu două zile pentru Platforma Națională de E-Learning pentru companiile mici și mijlocii din România, prin care ele vor avea acces la cele mai noi tehnologii, vor putea să pregătească angajații pentru a găsi care sunt acele nevoi de bază în companiile lor. Și pe acea platformă vom profila în așa fel încât, folosind cele mai mari companii de tehnologie la nivel mondial, să putem să aducem cursuri și pentru funcționarii publici din România, dar și pentru companiile din țara noastră. Strategia României pentru Quantum este într-un stadiu foarte avansat, urmează să fie adoptată în ședința de guvern, acum este pe circuitul interministerial de avizare și va crea un cadru foarte coerent atât pentru cercetare în tehnologii cuantice, cât mai ales pentru aplicarea lor în viața reală. Deci suntem în stadiu foarte avansat pe toate planurile, atât în AI cât și în quantum computing. Ce mai spunea ministrul Ivan și mi-a tras atenția, el va fi folosit în România, în telemedicină, cercetare pe vaccinuri, lansare de vaccinuri, reechilibrarea sistemului energetic național și pentru eficientizarea traficului, de care avem atât de mare nevoie și vom avea în continuare pe măsură ce numărul de mașini de la noi crește. Ne blochează străzile sau cum faceți? Deblochează străzile, da, nu, spunea ministrul. Le blochează ca să nu mai putem circula și să fie liber. Și să fie liber, ar fi și asta o soluție. Ministrul Ivan dădea totuși un alt exemplu, da, o mașină de gunoi va putea ști în momentul în care părinții își duc copiii la școală, spre exemplu, și e trafic și nu se va băga pe acolo. Acum poate fi și invers până la urmă, Adi. Bă, important e că avem acest AI, dar pentru acest AI, evident, trebuie să plantăm și niște camere. Mai sunt lucruri de rezolvat. Aplicația unică despre care spunea că va conecta toate ministerele, tot sistemul public de la noi, și să știi că vorbea și de mediul rural, mă întreb cum va face asta. Va fi disponibilă în modul de bază până la finalul anului, să vedem ce înseamnă și modul de bază. Mai mult de atât, vor să creeze un asistent virtual pe care îl poți întreba direct despre finanțări europene, spre exemplu, cum aplici la ele, să afli informații direct de la el, să-ți trimită listele de finanțare, liniile de finanțare și așa mai departe.
Nu se știe exact nici ăsta când vine, este în teste și optimizare de seturi de date, lucruri foarte complicate, chiar și pentru vecinii noștri, până la urmă, mai avansați în tehnologii. Spunea el că probabil va veni sau se va implementa în ordinul lunilor de zile, ar fi gata de livrare la final de septembrie 2025. Deci, în concluzie, am putea scăpa de birocrație sau de o mare parte din sistemele birocratice de la noi, da? De acele dosare cu șină sau de acele liste de completare pe care le facem până la finalul acestui an. Eu aș putea să iau în considerare tot ce spune ministrul și tot ce spun cei care se ocupă de așa ceva, dacă aș sesiza că un ChatGPT, spre exemplu, îmi dă informații veridice de fiecare dată, pentru că altfel, dacă întreb de linie de finanțare un chatbot și îmi va răspunde lucruri pe care eu trebuie să le retestez sau să le repun în balanță, nu știu dacă prea bine va funcționa. Dar noi deocamdată avem Ion, nu ne trebuie ChatGPT. Exact, și pe ăla l-au demis, da, Ion. Bun exemplu ai dat, pentru că am mai avut inițiative. E bine să ai inițiativa, e bine să începi de vreme, da, să nu rămâi ultimul codaș cum rămânem de obicei, dar mi se pare că promisiunile sunt mult prea mari pentru capacitatea noastră, nu a noastră, a lumii, da, nu mă refer la România aici. Nu cred că aceste sisteme sunt echilibrate în momentul de față, probabil vor fi în câțiva ani de zile, dar există riscuri legate de consum de energie prea mare, ce spunea Sam Altman acum ceva vreme, și de altfel am văzut că și în analizele care leagă cumva Google, Microsoft, Amazon de România, acele discuții despre cloud, și acolo la fel, România este atractivă pentru că are energie, de fapt, pentru că are exact potențial energetic. Deci, există foarte multe lucruri care contribuie la bunul mers al acestor tehnologii AI, care vor trebui cizelate și refăcute din zi în zi, până când vor da un randament scontat, da? Pentru că am văzut, spre exemplu, facem mereu paralela și eu aș face în continuare, am văzut o altă nouă tehnologie, cea de blockchain, am văzut tehnologia de minare, de fapt, care devine la un moment dat ineficientă. Minez consumând foarte multă energie electrică, energie care de multe ori nu e sustenabilă și nu mai este calculul la bani, da? Bun, eu înțeleg acum. Uite, pe de altă parte, până la urmă, scopul statului în general, deși ei spun că scopul final nu ar fi digitalizarea, ci mersul normal al lucrurilor, ce înseamnă normal, nu putem să ne dăm exact seama, că am văzut multe discuții despre acest normal care nu s-au fructificat. Dar până la urmă și digitalizarea asta este un scop, scăparea de birocrație la care putem ajunge. Hai să ne gândim sunt niște cifre. Dar nu se pare că avem un salt așa prea mare? Eu înțeleg ce avem promisiuni, bravo, poate prea mari, da. Nu promisiuni, adică noi n-am reușit să folosim cum trebuie un computer normal inventat acum 50 de ani, bine, și refăcut între timp, updatat. Noi nu reușim să-l folosim în multe dintre ghișeele noastre. Bine, poate e o șansă acum. De asta colaborăm cu Google, de asta colaborăm cu Amazon, da, și ce giganți mai invocă ei mai fără să le dea noi numele. Da, bun, avem totuși niște cifre mari. Până la urmă, date de autorități oficiale, în iulie 2023 aveam 43 de proiecte de digitalizare blocate în România cu o valoare de peste 3,9 miliarde de euro, da, cu 16 achiziții publice în derulare. Anul ăsta mai avem doar 7 proiecte blocate care valorează 182 de milioane de euro, 72 de achiziții publice în derulare. Cifrele astea nu le-ai văzut aici, deci s-au deblocat 3,7 miliarde de euro, după cum arată cifrele. Asta este o evoluție care să ne arate că adică poate avem până bani la final să investim de în aceste tehnologii. Avem, dar bani și putem să mergem înainte. Asta e primul pas pe care trebuie să-l facem și uite că s-a făcut de pe un an pe altul. Din 43 de investiții blocate am rămas la 7. Este o cifră mult mai mică și mult mai bună. Da? Avem, putem să dăm un vot de încredere măcar, nu la finalul anului ăstuia. La începutul anului viitor ce cred sau că ne semestru ajută? 2 să scăpăm de această birocrație cât de cât. Nu ne ajută mai mult decât nimic mai mult decât PNRR-ul, spre exemplu, sau toate proiectele sau toate cerințele europene. Da? Probabil că de acolo vin și deblocajele sau deblocările, cum vrei să le zicem, dar până să ajungem să perfectăm o tehnologie din asta, cred că durează mult. Ce-și mai dorește statul altfel, tot la promisiuni mă întorc și eu, cu toate că n-aș fi vrut să aud așa multe promisiuni într-o astfel de conferință. Las dar că le aude Uniunea Europeană.
Da, păi, nu trebuie. Cred că dacă pe mine nu mă încântă foarte mult promisiunile, pe cei de la Uniunea Europeană, pe ei încântă rezultatele de obicei și cu siguranță au pretenții mult mai mari decât mine. Dar mai promite statul sau ministerul până la urmă al digitalizării că va reuși cumva printr-o formă sau alta să elimine sau să mai reducă evaziunea fiscală, tot cu AI, totul se întâmplă cu AI, ANAF va avea un hub dedicat, da, separat de ministerul, de cel al Ministerului Digitalizării și alte chestiuni de tipul ăsta, cloud-ul de care am tot vorbit zilele astea. În afară deja un hub separat, dar nu-i funcționează, asta e singura situație. Unul funcțional atunci, iar cloud-ul de care vorbeam și tot vorbim, cloud guvernamental, ne ajută Google, dacă nu ne-or ajuta și alții până la urmă, a fost CEO-ul Google Cloud în România săptămâna asta și avem practic vorbele făcute, să zicem, avem și în imagini pe domnul Thomas Cusian împreună cu domnul Ciolacu. Cam asta cred că e cumva imaginea. Speră să deblocheze restul cloudului guvernamental blocat în momentul de față, să găsească un câștigător căruia să-i atribuie aceste proiecte, pentru că aici avem niște cifre mai reale, să spunem așa. 70% din proiecte sunt blocate, rămân restul care au mai fost trimise într-o parte și în alta și de care se profită. Aici este într-adevăr o realitate, promisiunile nu sunt foarte mari pentru că într-adevăr aici se lucrează de mult și probabil mai o să mai lucreze mult și bine.